crește pe mari, bătrâșâni e toți. Cântă mai stricare cu arcușul tău, că-am venit cu voi bună să facă și eu. Hai, mândruță, de la vie, să-ți mulegem rada chie, să te strângem de la vie, măi, dorul tău nu mai pot. Hai, mândruță, de la vie, să-ți mulegem rada chie, să te strângem de la vie, măi, dorul tău nu mai pot. Hai, mândruță, la mine în brațe, să te sărut cu dulceață, să te sărut, să mă rup, sus în timpul negru, stai tu. Hai, mândruță, dar uleacă mai încolo-i vă aduc. Uh-huh. Stați aici, de la, de la lunga prută, asta, casa, din margine. Casa asta se vede, o văd tot timpul când vin la Vladomira. Casa asta, da, de aici se vede cu gardul albastru. Da, 2-3 mii de hectare. Dar tot se vede. Dar dumneavoastră, cum e? O fost deodată parcelat, odată la fiecare lume. Ce-au fiecare, are o aurie, o măcătură de proprietate. Da, are o aurie. La fiecare. Așa a ieșit cota, 1 hectare și 4, 1,5. Mi-a dat lotul de 1 hectare și 4, l-a divizat în mai multe loturi. În două loturi. Unul de 1. Zice că nu pot bucoleacă mai departe, s-o pot să fiu mai multe, da. Dar și bine să vede apa de aici, casa asta. Da, da. Unde vreți voi, eu... Dacă tot am venit până aici, mă las pe mâna voastră. Doamna primar, ce se află aici, în această grădină? În această grădină este gospodărie sau casa surorilor Osoianu, a osoiencilor, cum zicem noi, și casa muzeu, care ele au amenajat-o. Și în grădină e amenajat flori mai mult, frumos pentru odihnă. Pentru că acum la festival vine toată lumea, aș vă închipuiți, toată grădina aceasta să fie cu lume. De ce ei nici nu-i pus așa? Ce reprezintă casa osoienilor pentru cei care nu cunosc? Pentru cei care nu cunosc, casa sau muzeul osoiencilor, sunt aranjate sau adunate lucruri de prin sat, care sunt tradiționale pentru sat. Un fel de muzeu. Da, de muzeu. Diferite lucruri, obiecte, costume naționale, da, și au și diferite, zicem, instrumentele muzicale la care ei au cântat, că doar ele, fetele au terminat toată școala muzicală, și diferite poze, premii, aprecierea lor, și totul. Am înțeles că ele au făcut un grup, un ansamblu ceva folcloric la care vă referiți dumneavoastră. Asta ei, pentru, ei pentru evaluează pe lângă cei din România care nu cunosc acest lucru. Ei evaluează cu ansamblu cu Tălâncuța, dar condus de Tamazlăcaru. Dar așa mai cântă și ele singurele în grup, ele cinci surori, cântă împreună, da, pe scene. Chiar am fost recent la un concert de-a lor.
de bani. Păi normal, și de bani am înțeles că... Nu știu, dacă e acolo. Nu știu, la noi e așa ceva. Dar nu mă stropie. Mai sunt, da, pentru că stropie e o travă. Ure? O travă, da? Așa se face din ea ieri. Și mă atrag mult și până vara vine. Copzi e tot la mal. Ce copzi? Da, da, da. Asta era închipuit prin ce ani, prin... Pe război, pe este sfârșit. Ai fi chiar cuptor, ce cuptor? E bărbat să luați mărgești piesă cu ei de jumătate. De la oi, de bani, cu bani, nu cu bani, de ăștia pe ce urmă să fie da, să zic, pe ce urmă. Da, mă lăpățesc, era așa. Mă lăpățesc, dar el nu era, el era natural, culoare naturală, vă spun că bani gata de la oi, o fac așa, ea și încă cu vopsie, parcă vopsie. Și gând, toate sau nu? Toate. Și transmiteți la fete că primarul de la Trifești, asta din Trifești, de partea asta de la Hârmizău, e delegația, da. Bine.